Bună ziua! Bun găsit la Cronica Săptămânii! Sunt Ion Tăbârță și împreună cu Anatol Țăranu, doctor în istorie, analist politic, vom analiza și dezbate principalele evenimente ale săptămânii. Domnul Țăranu, bună ziua! Bună ziua! Domnule Țăranu, am avut mai multe evenimente. Rusia, cu regret, deja ne surprinde neplăcut tradițional prin această anunțare de mobilizare parțială, cu toate că înțelegem că, de fapt, cuvântul parțial mai degrabă este o camuflare. Acest eveniment, desigur, a bulversat toată comunitatea la nivel internațional, inclusiv și Republica Moldova. La noi, în interior, de la finele săptămânii trecute, a început un protest care se dorește a fi unul a întregii societăți. Este așa sau nu? Acum vom discuta, ne referim aici la protestul partidului Șor, care are și un puternic substrat geopolitic, dacă ne referim la evenimentele de pe continentul european. Dar aș propune să începem discuțiile de astăzi cu dumneavoastră prin a analiza discursul președintelui sau prezența președintelui Maia Sandu la reuniunea Organizației Națiunilor Unite. Înainte de a vorbi propriu-zis despre discursul dumneiei, cum apreciați dumneavoastră prestația doamnei președinte Maia Sandu? Pentru că la nivel simbolic ea reprezintă totuși statul Republica Moldova. Nu se reprezintă pe sine însuși Maia Sandu ca persoană fizică. Da, deci e o ședință anuală a șefilor de state, reunirea a șefilor de state care se întâmplă în fiecare an la nivelul Organizației Națiunilor Unite. În cadrul acestei reuniuni, șefii de state prezintă viziunile statelor sale asupra ceea ce s-a întâmplat pe planetă pe parcursul unui an și care sunt viziunile pe viitor. Totuși, eu altceva vreau să vă întreb, anume, președintele Maia Sandu, Republica Moldova prezentă acolo. Noi am văzut cum dumneavoastră s-a deplasat într-un avion împreună cu alți oficiali de cel mai înalt rang, stimați, alături de secretarul general al NATO. Dar dacă să facem un exercițiu de istorie contrafactuală, cu toate că istoricii nu prea iubesc acest exercițiu, dar să fi fost acum Igor Dodon, președinte, la fel ar fi fost prestația, sau îl vedeam pe la Samarcand, alături de Putin, la acel summit numit al dictatorilor? Eu cred că cu siguranță domnul Dodon nu ar fi fost invitat de președintele Poloniei să zboare împreună cu el spre New York. S-au folosit de avionul președintelui deci Poloniei și nu numai el, dar și șeful NATO. Bun, deja este o manifestare a faptului a unor anumite simpatii și a unei deschideri care există față de președinta Republicii Moldova. Vreau să vă spun că pe mine personal m-a impresionat. Deci poziția și prestația doamnei președinte la New York. A vorbit în termeni foarte preciși despre probleme pe care în trecut mulți șefi de state de-ai noștri le evitau. De data aceasta a fost foarte tranșantă și a vorbit în termeni care nu lasă loc de echivoc. Republica Moldova este o țară europeană și noi categoric vom merge pe această cale. Dar eu propun să urmărim declarațiile președintelui Sandu și ulterior revenim cu comentarii. Cerem retragerea completă și necondiționată a trupelor ruse. Facem apel la distrugerea muniției din depozitele de la Kubasna, care prezintă o amenințare la adresa securității și a mediului întregii regiuni. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a zdruncinat ordinea globală și a declanșat o serie de crize energetică, economică și alimentară.
In the face of man-made human suffering, în fața suferințelor umane provocate de om, în fața adversității economice, țările lumii trebuie să fie din nou împreună. Trebuie să facem acest lucru pentru a reafirma valoarea păcii și inviolabilitatea vieții umane, pentru a apăra democrația și libertatea și pentru a sprijini dreptul fiecărei țări de a-și decide propria soartă. To decide their own fate. Thank you. Am văzut declarațiile președintelui Sandu, lucrurile au fost punctate, fără anumite echivocuri, război în Ucraina, problemele energetice, cum toate acestea pe noi ne afectează în modul cel mai... a ne complica viața social-economică. Da, și doamna președinte nu a evitat să spună că armata rusă trebuie să se retragă. Exact. De obicei, cu rare excepții, oficialii noștri evitau să spună lucruri pe nume. S-a vorbit iarăși foarte tranșant despre poziția Republicii Moldova în raport cu războiul din Ucraina. Noi, Republica Moldova, suntem de partea bună a lumii. Noi suntem cu aceea, cu majoritatea covârșitoare a lumii contemporane care este împotriva războiului și care, fără echivoc, condamnă atacul agresiv al Federației Rusie asupra unui stat suveran, cum este Ucraina. Eu cred că s-ar găsi oameni în Republica Moldova care vor spune că președintele a fost prea dur. Dar eu altceva vreau să vă întreb. Cum după aceste declarații, care sunt unele, în fond, corecte, obiective, adecvate situații, cum președintele Sandu ar pleca la Moscova să negocieze un preț mai jos, la mai mic la gaze naturale? Este posibil acest lucru? Cred că acum nu. Atâta timp cât... Și nu e vorba despre poziția Republicii Moldova. Noi, de fapt, am reiterat niște lucruri care de mult sunt bătute în cuie în ceea ce privește cursul nostru, inclusiv a politicii noastre externe. Problema este că poziția Rusiei nu se schimbă. Ei continuă să rămână pe pozițiile unui agresor, iar Republica Moldova nu acceptă acest lucru. Nu numai că nu acceptă, dar spune cu voce tare despre acest lucru. În aceste condiții, să mergi la Moscova și să începi să negociezi cu Vladimir Putin, în primul rând, ar fi o sfidare a ceea ce se numește solidaritatea lumii împotriva războiului. Asta este una la mână. Dar al doilea aspect foarte important pentru noi, pentru Republica Moldova, asta înseamnă să te duci încolo și să negociezi în poziții de un conflict deschis cu Moscova. Moscova nu acceptă poziția care a fost reiterată de către președinta Maia Sandu în problemele fundamentale. Prezența armatei ruse pe teritoriul Republicii Moldova, atitudinea față de război, atitudinea față de tot ce se numește criza energetică și așa mai departe, și toate crizele care au fost provocate de către Federația Rusă. Să o trimiți, să insiști ca Maia Sandu să meargă la Moscova în aceste condiții, înseamnă din start să oferi președintelui Republicii Moldova o situație de conflict cu Moscova. Este absolut evident că n-ai să obții nimic. Ori tu nu trebuie să fii sincer. Trebuie să fii fals, să te prefaci că nu plouă, când afară plouă, sau să te prefaci că nu avem război în Ucraina, că actuala criză energetică nu a fost generată de Federația Rusă. Să încerci să denaturezi realitățile, cum o face, da, de fapt propaganda rusă. Așa este. Mai mult decât atât. Nu e pur și simplu să fii perfid, ipocrit. Asta înseamnă, de fapt, să lucrezi împotriva intereselor inclusiv pecuniare, majore, materiale ale Republicii Moldova. Noi suntem un stat care obține un suport enorm financiar și nu doar financiar din partea Uniunii Europene, din partea Occidentului. Încercarea de a ne plasa în poziția de susținere, chiar și tacită, a Moscovei, înseamnă să pui sub semnul întrebării acest flux de ajutoare. Ceea ce ar însemna să lucrezi împotriva intereselor majore ale Republicii Moldova. Așa ceva nu se poate. Oamenii care insistă ca Maia Sandu să meargă la Moscova, ei fac ceea ce s-a întâmplat cu Ungaria acum.
Uniunea Europeană a luat o decizie de a subția cu 70% fondurile europene care trebuie să vină pentru Ungaria până în anul 2027. Din bugetul european, desigur că. Asta înseamnă că, desigur că se invocă condiția că în Ungaria se încalcă libertatea justiției, unele norme ale statului de drept, dar indiscutabil decizia Uniunii Europene a fost influențată inclusiv și de faptul că Ungaria a încălcat solidaritatea europeană în raport cu Rusia și a negociat cu rușii un preț scăzut la gaze pentru susținerea politică a poziției Moscovei în raport cu războiul din Ucraina. Și apropo, acum se discută un nou pachet de sancțiuni pentru Federația Rusă și Ungaria nu mai pune condiționalități. Păi desigur, fiindcă Ungaria deja s-a fript. 70% din fondurile europene depășește categoric acel câștig pe care îl are Ungaria din cauza că primește gaz rusesc mai ieftin decât alte state. Iată ce înseamnă să te bați pentru un beneficiu imediat în detrimentul intereselor pe termen mediu și îndelungat. Republica Moldova, dacă ar pleca la Moscova, ar putea să câștige ceva bănuți dintr-un preț mai scăzut la gaze, dar cu siguranță va pierde un suport enorm pe care îl primește astăzi din partea Uniunii Europene și aceste două pierderi sunt incomparabile și incomensurabile. Cu atât mai mult că nu este garantat că acest preț într-adevăr va fi redus sau va fi redus în mod semnificativ. Chiar dacă va fi redus, politica Moscovei deja este cunoscută pentru noi. Ar putea să fie redus pe un termen foarte scurt, iar mai pe urmă să vină și alte condiții, de exemplu, să facem cederi foarte serioase în ceea ce privește suveranitatea noastră, problema transnistriană. Imediat o să apară memorandumul COSAC sau prevederile memorandumului COSAC. Cu staționarea armatei. Și apropo, am vrut să vă întreb aici, președintele Maia Sandu a declarat despre faptul că Federația Rusă trebuie să-și retragă trupele sale din stânga Nistrului. Întrebarea este, cum este posibil în actualele condiții, cu atât mai mult că același Putin în această săptămână, la o reuniune a ambasadorilor, a declarat despre rolul stabilizator a misiunii armatei ruse în regiunea transnistreană? Da, este o poziție tradițională a Federației Ruse care spune că negru este alb. Dar pentru noi, clar că acum e puțin probabil că armata rusă în lunile apropiate se va retrage de pe teritoriul Republicii Moldova, dar pentru noi a fost principal să reiterăm poziția noastră categorică. Armata rusă trebuie să plece. Mai mult, Maia Sandu a atras atenția. Armata rusă periclitează statutul nostru de neutralitate, iar rușii în permanență insistă ca Republica Moldova să rămână un stat neutru pentru dâns și asta este foarte important, ca în așa fel să îngrădească drumul Republicii Moldova, de exemplu, spre NATO. Și atunci, dacă vreți să fim un stat neutru, retrageți-vă armata. Dacă nu retrageți, înseamnă că periclitați statutul nostru de neutralitate și atunci ne faceți pe noi să ne gândim la alte metode de asigurare a securității noastre naționale. Eu cred că e o declarație extrem de principială pe care a făcut-o președinta Republicii Moldova la ONU în privința armatei ruse. Cu cât actuala guvernare, actuala putere politică de la Chișinău este populară și se bucură de un respect enorm în exterior și acest lucru este vizibil, cu atât nu vreau să zic mai mari sunt problemele interior, însă guvernarea actuală este contestată din interior. Aceste contestări sunt destul de semnificative. Avem un protest declanșat de un partid controversat, partid ușor. Și vreau să vă întreb, care este șansa ca acest protest să prindă în societate? Deocamdată se vede clar caracterul lui organizat de sus. Nici pe departe nu avem situația anului 2015, când exista acel sentiment protestatar în societate și era nevoie doar de o scânteie și de anumiți lideri care să gestioneze acele mase nemulțumite de regimul oligarhic care se înfiripa la conducerea Republicii Moldova. Cuvântul sincer, eu cred că este cuvântul de bază de la care trebuie să pornim atunci când analizăm acest protest.
Mie mi se pare că ce se întâmplă astăzi în centrul Chișinăului este nimic altceva decât un protest indus din exterior, un protest care de fapt mai degrabă se ține pe o finanțare ocultă decât pe o manifestare pasionată a acelor oameni care protestează. Nu putem să negăm faptul că în Republica Moldova situația social-economică este de așa natură că există premize pentru protest, indiscutabil. Unii dintre acei oameni care sunt prezenți la protestul organizat de Partidul Șor, eu cred că au venit la acest protest sincer. Dar ei sunt în minoritate. Marea majoritate a protestatarilor, după părerea mea, ei sunt stimulați ca să vină la acest protest. Și există și o parte bună acestor stimulente. Cel puțin câteva sute de oameni au de câștigat pur material din acest protest. Mai au din ce trăi. Dar desigur că acest protest nu poate să se prefacă într-un unul național. Protestatarii din alte formațiuni politice, sau să spunem așa, de alte orientare politică decât Partidul Șor, ei se vor abține să se alăture acestui protest din simplu motiv că asocierea cu Partidul Șor și tot ce înseamnă Partidul Șor în politica moldovenească este unul care discreditează pe oricine și pe oricare formațiune politică. Ne referim aici la asocierea directă. Totuși, vedem cum socialiștii, același Igor Dodon, din arest la domiciliu, îi laudă pe aceste protestatari, îi susțin, dar nu se aliază direct. Nu vorbesc de partidele de dreapta. Evident, partidele de dreapta nu susțin acest protest, pentru că este un protest că pe lângă substratul său geopolitic, este și un protest organizat de anumiți oligarhi sau anumite persoane certate cu legea din Republica Moldova și care se află acum în afara statului Republica Moldova. Dacă ne uităm cine cel mai mult vine cu acuzații la adresa guvernării și susține protestatari, este vorba Ilan Șor, Veceslav Platon, Gheorghe Cavcaliuc, partidele dreapta, evident că nu susțin acest protest, poate cu excepția lui Andrei Năstase, însă mai degrabă și declarații lui cumva poate au fost puțin emoționale și nu cred că și dumnealui dorește să se asocieze cu acest protest. Da, așa este și trebuie să spunem că participanții la acest protest în marea sa parte sunt pensionari. Este adevărat că pătura aceasta socială este cea mai defavorizată în Republica Moldova și este ușor de acolo să înregimentezi în proteste oameni, mai ales dacă ei cumva și sunt stimulați. Nici nu trebuie sume mari de bani pentru aceasta, fiindcă starea precară în care se găsește pătura pensionarilor în Republica Moldova cumva favorizează asemenea acțiuni pe care le întreprinde Partidul Șor. Dar pensionarii nu fac revoluții. Pensionarii. Dar se vede clar, într-adevăr, această față, acestui protest, persoanele în etate care sunt aduse în mod regulat, le se face la anumite ore un anumit schimb de efectiv, chiar pot să mă pronunț așa. Eu am ocazia și văd aceste autocare, ori lângă, mai jos pe strada Dosoftei, în zona parcului de trolebus, ori mai la deal pe strada de București, în zona Palatului Republicii, cu mare loc această schimbare de efectiv. O parte sunt aduși, altă parte sunt retrași după ce au protestat acolo. Întrebarea este, totuși, care este miza acestui protest? Este clar că deocamdată Partidul Șor nu are această capacitate să ridice masele. Cu toate că, într-adevăr, sondajele, indiferent care sunt corecte sau care sunt comandate, așa să le spunem, atestă o anumită scădere a popularității partidului de guvernământ, totodată vedem o anumită creștere a partidului Ieșor, însă, oricum, să se adune masele nu cred că va fi posibil. Sau acest protest face parte dintr-un puzzle mai larg de a destabiliza situația social-politică în Republica Moldova, scopul fiind căderea actualei guvernări.
Sunt mai multe versiuni care explică motivele acelor oameni care stau în umbră și în umbră împing acest proces înainte. Una din aceste versiuni, și ea, după părerea mea, este plauzibilă, spune că aceste proteste cumva sunt stimulate inclusiv din exterior pentru a destabiliza Republica Moldova pe interior. E o versiune care trebuie să fie în vizorul serviciilor respective ale Republicii Moldova, care sunt preocupați de siguranța noastră națională. Dar, pe de altă parte, sunt și interese politice nemijlocite. Partidul Șoren, așa fel, ține într-o stare de mobilizare segmentul său electoral și sondajele sociologice cumva arată chiar o creștere a popularității printre electori a partidului Șoren. Din acest punct de vedere, ei totul fac corect. Alta e că, și noi am spus acest lucru deja, că e puțin probabil că ei ar putea să depășească un anumit prag electoral, chiar dacă el, prin sine, acest prag este destul de înalt deja pentru dânsii. Și e o rușine pentru societatea moldovenească că oamenii care nemijlocit sunt responsabili pentru furturi enorme care s-au produs la noi, acești oameni se bucură de susținerea politică a anumitui segment al societății moldovenești. Dar mai există încă și un moment, eu cred că este și momentul acesta de disperare pe care îl trăiesc oligarhii fugari, care din răsputere încearcă să creeze, hai să spunem așa, puncte de tensiune în societatea moldovenească și pe această cale cumva să distragă atenția de la propriile dosare și de la energia care este canalizată de către guvernare pentru a developa toate nelegiuirile lor care au fost comise în trecut și cumva să devieze atenția publică de la adevăratele cauze a acestor probleme cu care ne confruntăm noi, societatea moldovenească. Toate luate împreună, ele și fac ca, motivează mai bine zis, organizatorii acestor proteste să-și continue munca, chiar dacă ei cheltuie bani serioși pentru a menține flacăra aprinsă a protestelor. Banii sunt serioși și totodată vedem cum mai multe forțe, mai multe persoane s-au unit împotriva actualei guvernări. Din interior, din exterior, de diferite culori, în acest puzzle, în a destabiliza situația social-politică din Republica Moldova, face parte și moțiunea de cenzură de joi din Parlament. Sincer, eu nu prea am înțeles rostul acestei moțiuni de cenzură. Este clar că face parte dintr-un scenariu ca Partidul Șor lovește de pe stradă, iar Partidul Socialiștilor lovește din Parlament. Cumva un joc, o strategie complementară. Însă modul în care s-a desfășurat, a decurs această moțiune de cenzură, începând de la argumentarea ei și la dezbaterea și prestația jalnică a socialiștilor sau slava a socialiștilor în Parlament, mai degrabă le-a făcut un deserviciu decât un serviciu în scopul lor politic de a da jos actuala guvernare. Așa este. De data aceasta, moțiunea de cenzură, care de obicei urmărește scopul de a deturna guvernul, de data aceasta, moțiunea de cenzură a fost un glonț care și l-a tras în propriul picior autorii acestei moțiuni. Și domnul Țăranu, aici se cere o precizare că era clar din start rezultatul acestei moțiuni, că nu va trece. Am avut și în trecut moțiuni care știam tot că nu vor trece, însă dezbaterile erau mai vii, guvernarea era lovită mai dur de la tribuna parlamentară. Da, și e straniu, fiindcă cu adevărat situația este foarte complicată în Republica Moldova și existau parcă motive serioase ca acest atac mediatic pe care l-a organizat opoziția în Parlament împotriva guvernării să fie mult mai eficientă. De fapt, asta și-a fost adevăratul scop, atacul mediatic. Da, desigur. Eu nu cred că socialiștii și comuniștii care au inițiat această moțiune de cenzură erau cumva ahtiați de ideea că lor o să le reușească să dea guvernul jos. Era clar că nu. Și atunci, de ce face această moțiune? Ca să folosești tribuna parlamentară
și să aduci argumente, inclusiv pentru publicul larg care a urmărit această dezbaterea acestei moțiuni în Parlament, despre starea deplorabilă în Republica Moldova și să dai toată vina pentru această stare deplorabilă pe actuala guvernare. Și aici vreau să vă spun, eu atent am urmărit toată dezbaterea din Parlament și a fost absolut clar că autorii moțiunii nu și-au atins scopul. Chiar invers, ei, moțiunea s-a întors împotriva lor. Eu mă uitat puțin peste mass media apropiată socialiștilor, comuniștilor, nu prea au relatat pilar despre această moțiune. De dar nu prea avea ce relata. Deci atât de palet s-a prezentat opoziția în luările de poziție, în argumentele care au fost aduse, încât eu cred că nici presa care este afiliată lor nu prea are ce pescui din această informație. Spre deosebire de opoziție, de autorii moțiunii, de data aceasta, din punct de vedere a comunicării publice, guvernarea a fost la înălțime. Mie foarte mult mi-a plăcut doamna Gavrilița, care de fapt foarte des a fost criticată pentru prestația publică. De data aceasta a fost bună. A fost foarte bun, de exemplu, ministrul Spataru, care a prezentat realizările guvernării în planul măsurilor care au fost întreprinse de guvern pentru a apăra interesele sociale a populației, chiar dacă situația socială este foarte gravă și aceste măsuri nu acoperă toate provocările care au fost create pe parcursul timpului. Apropo, ministrul Spataru, cred că reușește performanța să fie puțin sau să nu fie criticat nici chiar de opoziție. Da, și este unul din cei mai buni miniștri. Ceea ce înseamnă că totuși sau demonstrează clar că are o prestație bună în calitate de ministru. Da, Spătaru, Nicu Popescu, încă câțiva miniștri, ei cu adevărat sunt miniștri performanți care fac cinste acestui guvern. Dar și dezbaterea care a avut loc parlamentară pe marginea moțiunii, poziția parlamentarilor PAS, a fost categoric mai bună, mai înaltă, mai convingătoare decât a celor care au vorbit în numele opoziției. Eu, în fond, mi s-a creat impresia că opoziția nu prea s-a pregătit, sau acei care au vorbit în numele opoziției nu prea s-au pregătit pentru dezbaterea în Parlament și au venit așa mai mult cu mâinile în buzunar. Ceea ce vorbește despre faptul că opoziția parlamentară cu adevărat este una foarte slabă. Și trebuie să recunoaștem că acest lucru, în afară că este un avantaj pentru actuala guvernare, dar este și un dezavantaj. În condițiile unei opoziții parlamentare slabe, guvernarea nu prea este, hai să spunem, stimulată să lucreze la aturații maxime, fiindcă poate să-și permite, nu prea este criticată cu argumente. Nu vorbesc despre atacuri neargumentate, atacuri la nivel de brutalitate, de obrăznicie. Am văzut pe unii dintre socialiști care au vorbit într-o manieră care nu face cinste dezbaterii parlamentare. De fapt, adevărata opoziție, nu mă refer la cea din Parlament, că cea din Parlament este o poziție oligarhico-geopolitică, nu se referă la interesele Republicii Moldova, se referă la interese din exterior, fie a unor grupuri de interes. Adevărată opoziție este în afara Parlamentului, la anumite partide de dreaptă sau la anumiți activiști din societatea civilă, chiar dacă cumva deranjează guvernarea, însă cred că această opoziție criticul cu argumente îndreptată să îmbunătățească actul guvernării este una binevenită. Da, și aici trebuie să spunem că guvernarea nu trebuie, după această dezbatere a moțiunii pe care a câștigat-o categoric, să se culce pe ureche și să creadă că ei sunt victorioși pe toate domeniile. Nu este așa. Guvernarea are foarte multe poziții pe care trebuie să le îmbunătățească, altminteri situația se va deteriora și mai mult, fiindcă suntem într-o stare foarte, foarte complicată în Republica Moldova. Da, cu atât mai mult ne așteaptă o iarnă complicată. Toți așteptăm să vedem cum va fi această iarnă, cu atât mai mult că această situație de incertitudine a fost amplificată de către o decizie care a provocat mult impact, și anume decizie Federației Ruse de a declanșa mobilizarea parțială.
înainte de a discuta despre ce înseamnă această mobilizare parțială, care va fi impactul ei asupra nu doar a statului sau populației din Federația Rusă, dar și a altor state din Europa, să vedem declarațiile președintelui Putin și reacția la aceste declarații. Vladimir Putin susține că Occidentul intenționează distrugerea Rusiei și că a încercat să transforme poporul Ucrainei în carne de tun, iar scopul Kremlinului este eliberarea Donbasului. E necesar să luăm o decizie urgentă pentru a ne proteja poporul în ținuturile eliberate. De aceea am cerut Ministerului Apărării să fie de acord cu mobilizarea parțială. Decretul a fost deja semnat, mobilizarea parțială începe astăzi. Doar cei care sunt momentan în rezervă vor fi înrolați și cei care servesc în armată și care au anumite profesii militare. Ei vor fi antrenați suplimentar, având în vedere că e o operațiune specială. NATO a discutat să se folosească de armele nucleare împotriva Rusiei. Avem și noi arme. Vom folosi toate mijloacele pentru a ne apăra. Mobilizarea parțială a armatei ruse anunțată de Putin se va aplica doar în cazul cetățenilor ruși care au experiență militară, a declarat ministrul rus al apărării Sergei Shoigu. În total e vorba de 300.000 de rezerviști. Ministrul apărării Shoigu a adăugat că acești rezerviști vor trece printr-un program de instrucție militară înainte de a fi trimiși în Ucraina. Pe de altă parte, consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoleac a declarat că mișcarea subliniază faptul că războiul nu decurge conform planului Moscovei. Podoleac a adăugat că Vladimir Putin încearcă în mod clar să transfere vina pentru începerea unui război neprovocat cu Ucraina asupra Occidentului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky afirmă în ultimul mesaj postat pe rețelele de socializare că armata continuă să înainteze și sunt luate măsurile de stabilizare în zonele eliberate de sub ocupația rusă, fiind adunate dovezi despre ce s-a întâmplat în respectivele regiuni. Continuăm măsurile de stabilizare în zonele eliberate de sub ocupația rusă. Atrocitățile rusești sunt înregistrate. Oamenii arată unde ocupanții aveau camere de tortură, unde au ascuns cadavrele celor uciși, depun mărturii despre cine i-a ajutat pe ocupanți. Le sunt recunoscător tuturor ofițerilor de poliție implicați în stabilirea adevărului despre crimele ocupanților. Situația de pe linia frontului indică în mod clar că inițiativa aparține Ucrainei. Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marți la New York că președintele rus Vladimir Putin va renunța la ambițiile sale imperiale care riscă să distrugă Ucraina și Rusia doar dacă recunoaște că nu poate câștiga războiul. Revenirea imperialismului odată cu războiul președintelui Putin împotriva Ucrainei nu a fost un dezastru doar pentru Europa, ci și pentru ordinea păcii la nivel global. Ordine care e bazată pe reguli, a spus cancelarul. El a cerut ONU să o apere de cei care ar prefera o lume în care cei puternici îi conduc pe cei slabi. Am urmărit anunțul făcut de către Putin. De fapt, dacă să tragem niște concluzii generale, ar fi prima că războiul nu decurge după scenariul lui Putin și Federația Rusă are mari probleme de efectiv. Doi, conflictul trece la o altă fază, la faza escaladării. Noi toți vorbeam despre posibile negocieri care să pună capăt acestui război. Și trei, de fapt, termenul mobilizare este un camuflaj, că nimeni din Federația Rusă, din bărbații de acolo, nu va fi scutit de această obligație de a fi dus la război. Putin a început războiul în Ucraina ascunzând adevărata față acestei acțiuni sub eufemismul operațiunii militare specială. Era evident că dacă apropo, uitați-vă cum are loc această mobilizare în Federația Rusă. Da. Protestele sunt înăbușite cu o cruzime deosebită. Da. Dar putem desigur că dacă și-ar fi imaginat foarte precis cum se va desfășura situația, de la bun început recurgea la o altă tactică de desfășurare operațiunii.
El era convins că vreo 200.000 de oameni este mai mult decât suficient ca să pună Ucraina în genunchi și să-și atingă toate scopurile geostrategice pe care le-a trasat pentru Ucraina. Iată că nu s-a întâmplat acest lucru. Deci el a gafat. Faptul că el mai mult de șase luni a tergiversat procedura de anunțare a unei mobilizări, chiar și parțiale, vorbește despre faptul că el înțelege cât de periculoasă este această acțiune. De data aceasta, mobilizarea înseamnă că războiul din Ucraina intră în casele rușilor, cetățenilor ruși. În casa fiecărui rus poate să intre. Aici un fel de ruletă rusească. La cineva poate să intre, la cineva nu. Da, dar deja la unii deja a intrat prin această mobilizare. E una să lupți cu acei care au contract și care binevol au mers încolo pentru bani și e cu totul altă să îi împui pe un cetățean să vină la război, să-și riște viața, iar unii, mulți dintre ei o să-și piardă viața în lupte, cum arată practica războiului din Ucraina. Și apare o întrebare firească, dar care sunt motivele? Apropo, una este să susții acest proces de denazificare de la televizor, din fața... Da, șezând pe canapea la canapea și tot altceva în tranșei. Desigur. E una când un cetățean este chemat la război ca să-și apere patria. N-ai ce face, trebuie să-ți aperi copiii, soția, familia, părinții. Cum este în Ucraina. Da, cum fac ce motivează armata ucraineană. Și cu totul alta să-l chem pe un cetățean rus să meargă în război în Ucraina și apare întrebarea, dar care este pericolul pentru Federația Rusă? Acel pericol imaginar pe care încearcă să-l invoce Putin, care spune că din Ucraina vine un pericol. Care este numai în numai în imaginația lui, deci e excitată. Dar un cetățean simplu rus nu simte acest pericol. El trebuie să-l creadă pe Putin pe cuvânt. Mulți continuă să creadă. Dar iată că aceste imagini arată cum cetățenii ruși încep să iasă în stradă și să protesteze. Fiindcă și unul din lozincile acestui protest, nu vreau să merg la război pentru palatele lui Putin. Și am văzut cum populația a reacționat. Imediat, biletele la avion s-au scumpit de 10 ori în direcția când unii nu trebuie vize. La hotarul cu Finlanda, Kazahstanul, rândurile sunt kilometrice. Da. Deci oamenii fug de război. Oamenii fug de război. Da. Asta e manifestarea patriotismului pe care l-a aștepta Putin ca reacție la acțiunea pe care a întreprins-o. Desigur că sunt suficient de mulți ruși care o să meargă la război fără ca să protesteze. Dar o să vedeți cum vor evolua evenimentele atunci când în Rusia vor începe să vină secriile soldaților căzuți dintre cei care sunt mobilizați la război. Până acum, statistica arată că majoritatea celor căzuți sau majoritatea soldaților au fost nu din zonele populate de ruși, dar mai etnici ruși mă refer, da, dar din republicile caucaziene, din Buriatia, care mai puțin are un impact sau rusul de rând, etnicul rus este prezent. Asta e una, dar al doilea lucru va spune următoarele, că atunci când pierderile se vor manifesta, iar armata rusă inevitabil va avea pierderi foarte serioase, din simplu motiv că ultimele evoluții pe frontul ucrainean demonstrează că armamentul pe care îl primește armata ucraineană de la occidentali este categoric net superior armamentului rusesc, ceea ce înseamnă că ucrainenii, chiar cu un număr mai mic de efectiv militar, vor avea o superioritate tehnică și calitativă asupra armatei ruse. Prin mobilizare, Putin de fapt a demonstrat și a recunoscut faptul că calitatea tehnică a armatei ruse este categoric mai joasă decât cea a ucrainenilor. Ei încearcă, cum a fost în al doilea război mondial, să câștige războiul prin numărul soldaților căzuți pe ajutorul
carne de tun. Carne de tun, da. Deci tactica carne de tun este utilizată în... Și ce face Putin paralel în Ucraina? Declară sau începe niște referendum în zonele ocupate, de la ușă la ușă? Da, dar aceste referendumi sunt cu adevărat o făcătură. E clar că... E clar, pseudo referendum. Da, sunt niște pseudo referendumuri. Nimeni nu o să recunoască valabilitatea acestor referendumuri. El le face mai degrabă pentru întrebuințare internă. Poate cineva acolo în Federația Rusă o să creadă. Dar până la urmă, această căcealmea va deveni clară și pentru cetățenii ruși. Dar după aceasta, după ce aceste teritorii vor fi anexate la Federația Rusă, dar cel mai probabil aceasta va fi finalitatea acestor referendumuri. Cu acest scop se fac. Da. Populația de acolo, cetățenii ucraineni, automat vor deveni cetățeni ruși în abordarea Rusiei și în tratarea Rusiei și Federația Rusă va primi carne de tun suplimentară. Da, dar eu nu cred că aceasta o să le ajute foarte mult. Mai degrabă, ei încearcă să anexeze aceste teritorii ca să demonstreze că orice atac asupra acestor teritorii deja este un atac asupra teritoriului suveran al Federației Rusie, ceea ce le-ar permite cumva să justifice declararea unui război Ucrainei. Mai mult, Putin în permanență amenință cu arma nucleară, exact, care este în dispoziția armatei ruse. Ați atras atenția în luarea lui de poziție, el acuză Occidentul că echipările Occidentul amenință Rusia cu arma nucleară. De fapt, este invers. Nu, dar unde? Măcar un exemplu să fie adus când vreun lider occidental a unei țări care este în posesia armei nucleare a spus că poate să folosească arma nucleară. Asta ar fi pur și simplu ceva ieșit din comun. Dacă un lider european ar fi spus ceva de asemenea gen în propria societate, el ar fi imediat ar fi fost deturnat de proprii cetățeni. Dimpotrivă, liderii europeni, liderii occidentale sunt îngrijorați. Ei vorbesc că acest scenariu ar fi ultimul posibil. Este un scenariu pe undeva apocaliptic. Da. Și același președinte Biden a spus, l-a prevenit pe Putin să nu încerci să faci acest lucru. Răspunsul va fi unul distrugător pentru Rusia. Poate asta are în vedere Rusia când spune că Statele Unite îi amenință cu arma nucleară, dar este un răspuns la încercarea Rusiei de a avertiza Occidentul, mai bine zis, de a înspăimânta Occidentul cu pericolul folosirii armei nucleare. Dar și, apropo, la talk show-urile televizate ruse de ultimă oră s-a vorbit cam în termenii următori. Rusia va anexa aceste teritorii, patru aceste regiuni, deci e vorba de Donetsk, Lugansk, Zaporojie și Herson. Apropo, ele anexează în acele strategii, documentele lor, ce mai sunt ele, în teritoriul administrativ din care fac parte în statul ucrainean, cu toate că nu în totalitate, dar sunt în controlul lor. Este adevărat. Și ei fac acest lucru, mai mult decât atât, și deci la aceste talk show-uri se vorbește că în caz dacă ucrainienii vor încerca să atace aceste teritorii, adică să extindă operațiunile militare asupra acestui teritoriu, Rusia va folosi cu siguranță arma nucleară. E ceva ieșit din comun. Foarte mulți experți se întreabă, dar cum e posibil ca o asemenea retorică să fie folosită la nivelul televiziunilor naționale? Răspunsul este următorul. Este clar că toată propaganda rusă nu este o operă care aparține în exclusivitatea celor care o articulează. Da, ele sunt doar niște... Da, este portavoce a politicului. Da, capuri vorbitoare. Pe final, dar foarte scurt, vreau să vă întreb, care este impactul acestei decizii asupra Republicii Moldova? Pe lângă posibile noi valuri de refugiați din Ucraina, și apropo, ar putea să avem valuri de refugiați de unii mai puțin ne așteptăm din Federația Rusă, pentru că acolo sunt foarte mulți concetățeni de-a noștri care au cetățenie rusă, între timp cumva au renunțat la cetățenie moldovenească, ei cad sub impactul de a fi mobilizați și putem să avem un număr, nu-l cunoaștem care, de refugiați sau într-un fel refugiați veniți din Federația Rusă.
Impactul acestei decizii asupra Republicii Moldova a fost examinat la recentă ședință a Consiliului Superior de Securitate și acolo au fost luate și deciziile respective pentru a contracara eventualele pericole care vin din această decizie a lui Putin. Haideți să le enumărăm. Deci, mobilizarea ar putea să se extindă și asupra cetățenilor ruși care populează sau sunt domiciliați în Transnistria. Iată un element care indiscutabil este un pericol pentru siguranța noastră națională. Ați vorbit despre refugiați? Am zis, vă rog, foarte pe scurt. Da. Dar încă un moment mare este, Republica Moldova este parte a comunității internaționale și dacă aici se va începe un mare război, să nu dea Dumnezeu cu folosirea armei nucleare, păi Republica Moldova va fi, din acest punct de vedere, victimă ca și toate țările civilizației. Să sperăm că acest lucru nu se va întâmpla, dar ceea ce face Rusia depășește orice norme a unei conviețuiri civilizate și președintele Putin depășește deja niște linii roșii care vorbește despre faptul că el nu este un lider cu o responsabilitate mare care se gândește la destinele propriului stat și propriului popor. Domnul Țăranu, atât a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru discuție. La revedere. Vă mulțumim că ați fost cu noi. Vedem întâlnirii deja duminica viitoare la o nouă ediție a Cronicii Săptămânii.